Frumoase flori. Acum, în zi de sărbătoare, aici la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Dragii mei, în această perioadă Timișoara a devenit capitala vinului românesc. Dar nu numai, pentru că de fiecare dată aici, la Salonul Internațional de Vinuri, sunt sute de soiuri de vinuri și zeci de producători. S-au întâlnit la acest eveniment care a devenit emblemă pentru Timișoara. Ce noutăți au fost în acest an, aflăm chiar acum, din reportajul care urmează. Timișoara, cu ce noutăți vin în acest an? Ne prezentăm și la Vinvest 2017 și avem ca apariții noi un roze din Pinot Noir și o fetească albă. Cam câte soiuri prezinți de data asta? Prezentăm 8 soiuri, dintre care avem și 2 cupaje. La câte suprafață spuneai că ai? 46 de hectare. Am văzut că ați făcut, aveți și o cramă modernă, nou înființată, lucrați integrat aproape. Da, avem o cramă nouă, înființată în 2015, este făcută pe fonduri europene și sperăm că va fi un succes. Vă străduiți să aduceți întotdeauna noutăți? Desigur, de 3 ani suntem producători de vinuri, de 3 ani suntem în piață, este al treilea an când participăm la Vinvest Timișoara. Este o afacere nouă, plantație de vie nouă, cramă nouă și suntem foarte interesați să ne facem cunoscuți în piață, că am apărut, să sensibilizăm consumatorul din România și nu numai, că am ieșit cu game noi de vinuri, cu vinuri dintre cele mai bune. Avem un portofoliu 5-6 game de vinuri. Chiar aici lângă noi avem gama Sesoar, gama Hermeziu. În gama Sesoar avem 5 vinuri, în gama Hermeziu avem 6 vinuri, în gama Scrisori avem 5 cupaje, în Păcatele Tinereții avem 6 vinuri și în Vladomira 4 vinuri. Vladomira este o gamă dedicată numai pentru soiuri românești, Usioacă de Bohotin, Fetească Neagră, Fetească Albă și Fetească Regală. Suntem foarte aproape de a pune în funcțiune o linie de șampanizare, sau mai bine zis de vin spumant și frizante, și atunci treptat va crește valoarea vânzărilor din vin, pentru că dacă vom intra în piață în Horeca, valoarea vânzărilor va crește pe unitatea de produs, deci un litru de vin se poate vinde și cu 25 și cu 35 de lei și nu doar cu 5-6 lei cât se vinde împachetat la bag-in-box. Totdeauna îmi place să spun și să rog consumatorii din România să cumpere produse românești, pentru că acea plusvaloare se întoarce inclusiv la ei. Copiilor nu vor mai pleca să caute de lucru în alte țări străine și vor găsi de lucru la noi în România. Cred că orice nație face acest lucru. În momentul în care găsești un produs de aceeași calitate la aproximativ același preț, trebuie neapărat să consume produsul lui tradițional și mă refer nu doar la vinuri, la carne, la legume, fructe. Avem niște fructe extraordinare comparativ cu acele mere sticloase care le ții, sau roșii, care le ții 3 luni în frigider sau în afara frigiderului și nu se întâmplă nimic. Un măr românesc are tratamente doar atât cât să fie sănătos. În rest, are sevă din pământul străbunilor noștri. De ce vin? Pentru că știu că ai și alte preocupări. Pentru că vinul ne urmărește viața de la naștere până la moarte și pentru că ne completează cultural zilele în fiecare săptămână, de luni până sâmbătă și duminica în mod special. Când suntem împreună cu familia, nu se poate o masă fără un pahar de vin bun. Așa este. Cât de implicat ești și cât din activitatea ta o dedici acestei activități a vinului, să-i spun așa? După seriile, după mesele, weekendurile,
Vizitez foarte mult podgorile din România, foarte multe podgorii din afara țării pentru a compara vinurile între ele și pentru a găsi acele vinuri care răspund exigențelor tot mai rafinate ale consumatorului, nu? Da, tot mai rafinate, tot mai elevate, tot mai europene. Există o creștere, dar o creștere a vinului de calitate, a consumului de vin de calitate. Și în special în ultimii ani, datorită încălzirii globale care ne afectează și pe noi, se consumă foarte mult vinurile roze și spumantele. Spumantul din băutura regilor a devenit băutura oamenilor normali, care se bucură de el în zilele toride de vară, nu numai cu ocazia evenimentelor speciale, cum era în trecut. De aceea Prosecco a devenit foarte popular în Europa și mai ales în America în ultimul timp și a depășit șampania în volum. Vinurile roze sunt mai ușoare, așa, mai băubile, mai accesibile? Da, sunt mai accesibile și ele sunt la limita, la intersecția dintre vinurile albe și cele roșii, ceea ce le face foarte băubile, foarte ușor de asociat cu toate preparatele culinare, începând de la pește până la mâncărurile mai grele, sunt foarte indicate pentru mâncarea asiatică și chiar pentru fast food, de ce nu pentru pizza, pentru o shawarma cu de toate, dacă cineva vine repede de la serviciu și o ia de undeva. Un roze face față la orice, e foarte bun pentru prăjituri, pentru patiserie, foarte interesant pentru că este un vin mai ușor decât un vin roșu și majoritatea rozeurilor sunt aromate și crocante. Ca în orice și la vinuri există o modă. În trecut erau preferate cele dulci, acum sunt preferate cele seci, dar mai ales segmentul de consumatori tineri încep să se orienteze, să se reorienteze de fapt, spre cele demiseci pentru că sunt mai echilibrate, mai ușor de băut. Faci parte din categoria celor tineri, dar văd că ai un vin roșu, un pahar. Da. Ce soi este? Este o fetească neagră cultivată la Mica, la Vila Vinea. Este un producător de succes de la început. Nu e de foarte mult timp în România și deja are foarte multe vinuri premiate la concursurile de vin din țară și chiar din străinătate. Excelează și în vinurile roșii pentru că climatul de pe Valea Târnavei Mici permite obținerea unor vinuri roșii, elegante, foarte apropiate de cele din Burgundia. De aceea fetească neagră care este bine cu un pic de aciditate și corp, în anii buni, și anul contează, deci Dumnezeu ne dă un vin bun sau nu ne dă un vin bun, excelează și ne face să ne simțim mult mai bine și ne obișnuiesc cu anumite standarde de calitate la care după aceea nu mai putem să renunțăm. Chiar Vila Vinea obține și un vin dulce din strugul Stafidiț, se numește Contesa, obține din soiul muscat Otonel și Kerner. Kerner este un soi nou pentru România, doar aici se cultivă deocamdată. Trebuie să recunosc că e prima dată când aud de asemenea soi. Da, este un soi foarte interesant pentru că nuanțele în post-gust sunt cele de dulceață de trandafiri. Pe lângă obișnuitele mere, vers, citrice, la vinurile albe și chiar la Sauvignonul Blanc de aici, de pe Târnave, acest Kerner vine cu un plus de note de florale și chiar de gemuri de trandafiri care îl fac foarte deosebit. Vinurile dulci sau demiseci sunt criticate sau nu sunt la mod acum. Cu siguranță o să revină. În principal nu sunt la mod pentru că este foarte greu de obținut un vin dulce natural. Și de aceea mulți consumatori cred că ele sunt ajutate sau sunt nu neapărat contrafăcute. Sunt forțate un pic în a fi vinuri dulci. Bineînțeles, vinurile dulci nu se consumă decât în cantități mici și de obicei la sfârșitul mesei pentru că stimulează digestia, de aceea le spune și digestive, fac ca pancreasul să funcționeze mai bine și ne încântă papilele gustative după o grămadă de mâncăruri care ne-au încântat la un moment dat, dar după aceea ne fac ca să ne simțim obosiți. Acel vin la sfârșitul mesei ne mai trezește încă o dată papilele gustative. De aceea degustarea trebuie începută cu un spumant sau cu un vin alb ușor, un Riesling de Rhin, care trezește la viață papilele gustative și le pregătește pentru vinurile mai complexe, un pic mai grele de mai târziu. Este indicat să bem două sau chiar trei vinuri la o masă, dar bineînțeles cu moderație. Domnul doctor, trei zile care au precedat această manifestare expozițională Vinvest Timișoara, trei zile spun de foc, aș spune, pentru dumneavoastră, pentru că a avut loc concursul de vinuri. Câte probe au fost înscrise? A fost înscrise anul acesta 129 de probe. Iată că față de aia, listele trecute, mai multe.
Anul trecut, în cealaltă ediție, câte au fost? 105-106 vinuri, puțin peste 100 de vinuri. Acum avem 129 de probe, deci iată că a crescut numărul de probe înscrise în concurs și e foarte bine, pentru că producătorii testează până la urmă propriile vinuri, fac o evaluare a acestora. Anul acesta, într-adevăr, am avut mai multe vinuri albe în concurs, aproape 70 de vinuri albe au fost, și vinuri din anul trecut, pentru că e normal, avem începutul anului 2017 și vinurile albe sunt gata pentru consum și producătorii s-au înscris cu aceste probe de vin albe din 2016. Și câteva vinuri roze foarte interesante anul acesta din nou. Producătorii din România fac din ce în ce mai bune vinuri roze, pentru că și aici nu este ușor să faci un vin roze bun. Din struguri negri trebuie să lucrezi foarte repede cu mustul, să-l fermentezi la temperaturi răscăzute și să obții cât mai multă fructozitate din aceste vinuri. Deci nu este ușor, dar vinurile roze au câștigat foarte mult în calitate în ultima perioadă. Și ca urmare se vede și pe piață și în creșterea consumului de vinuri roze. Cum are loc concursul pentru cei care ne urmăresc? Da. Cum se punctează? De unde se începe? Sigur, în primul rând, înainte de concurs, există o muncă titanică de a le ordona aceste vinuri pe tipuri de vinuri, pe categorii, pe vinuri albe seci, pe vinuri gureți de zahăr, roze, roșii, toate într-o anumită ordine. Este foarte important în funcție de soiuri, de vechimea lor. Concursul, având la bază o fișă de evaluare de până la 100 de puncte, asta e foarte important, se fac apreciere asupra aspectului vinului, asupra olfactivului, mirosului în primul rând. După aceea, gustul este foarte important, are ca pondere cea mai mare punctaj din întreaga sumă a vinului și la final se face o apreciere generală de ansamblu a vinului. Se fac aprecieri, v-am spus, până la 100 de puncte, iar ca structurarea premianților se acordă medalie de aur de la 80 de puncte în sus. De la 85 de puncte în sus, până la 100 de puncte. De la 82 la 85, medalie de argint. Deci nu acordăm decât aur și argint la acest concurs. În limita 30% din probele înscrise în concurs, deci 30% din probe pot fi premiate. Asta este un regulament la care ținem foarte mult, deci nu mai mult de 30%. Sunt multe vinuri bune sau chiar foarte bune care întâlnesc un punctaj asemănător cu cele care câștigă, dar nu se încadrează în acest procent. Sunt situații, chiar am avut acest an situații, când imediat vinul de sub linie, să spunem așa, au dat aceeași medie cu primul vin care a câștigat argintul. Și am căutat alt criteriu de departajare, am ales mediana. Este un alt criteriu de departajare. Nu? Și cel care a avut mediana mai mare a rămas în tabloul de premianți. Noi trebuie să înțelegem că s-au făcut progrese, că vinurile sunt bune și că sunt și controlate. Avem organisme care verifică vinurile de la parcela de strugure până la strilea de vin. Să fie o trasabilitate, ca atunci când consumatorul își alege o strilă de vin, să fie convins că ce este pe etichetă este și în sticlă. Acesta este o hologramă de control, da, aceasta, să nu se vadă, care atestă faptul că această sticlă a fost verificată și că este, are denumire de origine controlată, verificată și că vinul este autentic. Deci consumatorul, dacă vede această hologramă de calitate pe sticlă, este să fie convins că acest vin este exact ce este pe etichetă. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să facem aceasta a 14-a ediție a Salonului Internațional de Vinuri la Timișoara. Ne bucurăm că Timișoara devine 3 zile capitala vinului. Cu 2 zile înainte deja am fost într-un concurs național de vinuri și băuturi alcoolice la 12-a ediție. Deci acest eveniment este ridicat la 5 zile. Deci a 14-a ediție, nu știu câte sunt și la București, dar vă manifestați în tot felul și în toată țara, peste tot, cu ceea ce știți cel mai bine să faceți, prezentarea și promovarea vinului românesc. Sigur că da, facem acest lucru cu tot sufletul și cu toți cei care sunt lângă noi, sunt profesioniști, sunt circa 200 de operatori lângă noi care sunt angrenați în realizarea acestui eveniment, sunteți dumneavoastră mass media peste 60, sunt partenerii principali ai evenimentului care pur și simplu de 5 luni de zile mediatizează evenimentul. Suntem bucuroși că dânșilor trebuie să le aducem vizitatorul, consumatorul final în fața celor care se află astăzi în salon. Facem cu toate eforturile, an de an, suntem motivați. Mai mult decât atât, vă și invităm de pe acum să regizăm împreună anul Capitala Europeană a Culturii Timișoara, anul 2021. O, dragă inimă, câți expozanți aveți anul ăsta? Anul acesta sunt 50 de expozanți. Anul trecut?
Anul trecut au fost un pic mai puțin, într-un an greu și dificil, să știți că suntem încântați și avem crame noi. Avem crame care sunt pentru prima dată la noi în salon și asta ne bucură că sunt din zone diferite. Iar cea mai mare bucurie este că noi cu acești producători de vin, care sunt 26, dar care nu sunt numai din România, să știți, sunt și din Serbia, sunt din Republica Moldova, sunt din Ungaria, sunt din Italia, deci prin reprezentanți, prin distribuitori, pentru că e normal, nu o să toți acești producători care sunt în salon, deci este o mare bucurie. Ei nu împart și nu ne destăinuie numai taina vinului, ei ne spun și despre turismul viticol. Ei încearcă să aducă oamenii la ei acasă, să le facă o degustare, încearcă să le prezinte ceea ce înseamnă bucătăria românească, în asociere cu vinurile, tradițiile din zonele respective. Toate astea le spun totdeauna, pentru că aici noi facem un pic de cultură. Nu este numai un salon strict de sticlă, vin și capsulă și dop și utilaj și ambalaj. Nu. Avem artă, avem cultură, avem doi pictori mari care se află în salon în momentul ăsta, avem port popular, avem tradiții. Simțiți, după atâtea manifestări pe care le-ați organizat de promovarea vinului, că a crescut consumul de vin în România? Vorbesc numai de spațiul nostru. Da, sigur că da. Asta este cert. Și am auzit și am persoane lângă mine care deci consumau alte produse și care au zis, sau care consumau spre demi-dulce sau spre dulce și care au revenit pe sec. Persoane care nu gustau și nu degustau vin și care au venit lângă aceste evenimente. Și am văzut interesul se vede la toate manifestările care sunt, pentru că sunt mulți organizatori de evenimente în ziua de astăzi și asta e foarte bine. Creșterea consumului de vin în piață. Să se cunoaște acest lucru. Exact. Și noi venim în întâmpinare la așa ceva, dar trebuie să mulțumim acești producători de vin pe care îi avem în salon. Că de fapt asta este menirea noastră, să le asigurăm distribuitori, să le asigurăm vizitatori, să le asigurăm iubitori de vin. Franța este, anul acesta este surpriza evenimentului. Franța, printr-o asociere și un parteneriat al meu cu Ștefania Borca, avem un masterclass de șampanie. Sunt 7 șampanii din Franța venite. Deci un produs inedit, un produs care n-are voie nimeni să-i spună șampanie. Deci 7 tipuri de șampanie care se regăsesc astăzi. Avem un somelier internațional, o doamnă jurnalistă din Franța, recunoscută internațional. Iar în stand, în sală, se găsesc dânsii cu standul lor cu șampanie pe perioada celor 3 zile.